Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, bine v-am regăsit pe toți cei abonați acestui canal, bun venit celor noi. Ca de obicei, dragii mei, vă doresc poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, să aveți o săptămână senzațională, lipsită de incidente neplăcute. Bitcoin încheie o săptămână destul de agitată, într-un fel destul de modest. Ieri după amiază a început așa un mini dump. Sunt mai multe perspective prin care putem privi lucrurile și am să încep cu cea mai pozitivă dintre ele, și anume, adopția criptomonedelor este în creștere. În clipa de față există în întreaga lume peste 40 de milioane de adrese de Bitcoin care dețin ceva în ele. Că e mult, că e puțin, ideea este că au sold. Privind din cealaltă perspectivă, nu putem anticipa deloc ce va urma să se întâmple. Rusia urmează să fie decuplată de la SWIFT, sistemul mondial de plăți interbancare, lucru ce va afecta destul de serios Rusia. Războiul care se află în plină desfășurare acum va perturba destul de serios evoluția normală a lucrurilor. Pe de altă parte, China ia din nou măsuri pentru a restricționa tranzacțiile cu criptomonede. Nu este prima dată când face treaba asta, dar în continuare pune în dificultate cetățeanul normal să folosească criptomonede. După cum știți, am cumpărat Harmony One și mă simt dator să vă zic că nu voi ieși din poziții, cel puțin până la 22-23 de cenți. Nu voi face lucrul ăsta, indiferent cât va dura această perioadă. Mă uit pe celălalt telefon pentru că pe News Bitcoin văd o știre uriașă. În Japonia, gigantul de retail, Rakuten, un fel de Amazon, să zicem, sau de un gigant online, și-a creat propria galerie de NFT-uri, propriul marketplace de NFT-uri. Asta este un semnal destul de puternic. După cum vă ziceam în episoadele precedente, NFT-urile nu vor rămâne foarte mult timp la stadiu de pisici, căței și poze cu soldați. Nu. NFT-urile sunt certificate digitale de proprietate. Și atunci, lucrul ăsta va schimba lumea așa cum o știm noi, va schimba modul în care vom gestiona contractele și dovada că suntem proprietari asupra unui bun sau asupra unui obiect sau asupra unui serviciu. De asemenea, din știrile de astăzi văd fiurile Ethereum continuă să scadă. Suntem undeva la minimul ultimilor 6 luni. Este oarecum normal, au făcut și cei de la Ethereum niște upgrade-uri în rețea, se întâmplă lucruri. De asemenea, vedeam că Bitcoin Hash Power și dificultatea de minat a scăzut, însă în 4 zile urmează să se întâmple modificări și dificultatea va crește din nou. Acum toate discuțiile și pe Twitter și peste tot sunt în zona asta de război, cei care sunt pro-Rusia, pro-Ucraina, pro nu știu ce. Eu sunt pro-oameni și cred că războiul ăsta este inutil. Ca orice război pe planeta asta, este inutil. Este normal să-ți aperi drepturile ca țară, este normal să ai viziuni diferite și nu este normal să schimbi cu ceva starea de bine a celuilalt. Văd foarte multe donații către Ucraina, peste 17 milioane de dolari strânși, foarte multă mobilizare la nivel global. Am și eu prieteni și un prieten foarte apropiat care are familie în Ucraina, oameni care stau în adăposturi antirăzboi de 4 zile, nu au căldură, nu au mâncare, nu au resurse. Vorbesc așa din prisma unei discuții cu un prieten, cred că este foarte dificil. Personal, uitându-mă pe graficile pe o săptămână, pe weekly, cred că acea bubuială, acea creștere a Bitcoin va urma.
Este clar că Rusia, dacă va fi decuplată de la sistemul SWIFT, vor folosi soluții alternative și în clipa de față cea mai la îndemână soluție este să folosești criptomonede. Se întâmplă foarte multe lucruri care sunt, nu știu, au un impact pe termen lung în ceea ce privește criptomonedele. În Canada, din cauza protestelor, oamenilor le sunt blocate conturile, sunt verificate conturile pe exchanges. Am văzut foarte multe voci care ziceau, ia-ți acum bitcoinii de pe exchange. Un exchange centralizat întotdeauna poate prezenta un nivel de risc mediu sau ridicat. Pentru că acest război, acest context global, poate permite unora să facă lucruri nedorite. După cum vă ziceam și anul trecut, la început și la mijloc, vor exista foarte multe exchange-uri care vor dispărea. Acum, după ce se termină acest război, dacă se va termina, nu știm cum, cred că cursa de reglementare a criptomonedelor la nivel global va continua și nivelul de dezvoltare al proiectelor va continua. Ieri vă vorbeam despre cum s-a desfășurat 2020, luna martie, pentru cripto și eram la fel, într-o perioadă în care eram la început de pandemie și piața a suferit niște unde de șoc. Acum suntem la început de război, război care deocamdată este în Ucraina, dar acest război, Doamne ferește, se poate extinde. Și atunci e clar că oamenii nu o să mai stea cu mintea la cripto. Vom sta cu mintea la cripto în caz că trebuie să facem ceva. Imaginați-vă, Doamne ferește, că acest război se extinde și către România. E clar că cei care au bani în bănci s-ar putea să nu mai aibă acces la ei. Și atunci criptomonedele s-ar putea să fie o metodă sigură prin care poți să ai acces la banii tăi. Este doar o părere personală, nu vreau să încurajez pe nimeni să-și scoată banii din bani sau nu știu ce. Dar am vorbit cu oameni care v-am zis, au familii în Ucraina, tot ce înseamnă bani fizici, s-a cam terminat povestea, nu mai au acces. Iar cei care au cripto au cât de cât o șansă. În fine, eu personal sper că pacea va reveni în Ucraina și peste ruși și că totul va reveni la normal într-un termen cât mai scurt. Dar până atunci vreau să vă zic, aveți mare grijă cum tranzacționați, unde depuneți banii. Cei care aveți inimă mare și vreți să ajutați pe ucrainieni, asigurați-vă că nu trimiteți banii la impostori și la extroci, pentru că sunt o grămadă. La fel și în cazul meu. Dacă vreți să aveți acces la mine, la serviciile pe care le ofer, le găsiți pe mihaidaniel.ro. Vă așteptăm și pe bitmarket.ro. Am văzut astăzi, s-a mai listat un apartament interesant la mare. Știu că urmează să se mai listeze și altele. Și foarte curând voi veni și cu vești legate de Crypto Village. Până atunci, vă doresc o săptămână minunată, pace în suflet, pace în familie, toate cele bune.